În Europa secolului al XIV-lea, turnirul a devenit cel mai popular sport, bucurându-se atât de nobili cât și de țărani, chiar dacă doar cavalerii puteau participa. Într-o zi, scutire, William, Roland și Wattle găsesc pe stăpânul lor Sir Hector, mort după ce a primit câteva lovituri în timpul unui turnir. Aceasta este evident o veste proastă, deoarece îi lasă fără loc de muncă, dar nu au mâncat de 3 zile, așa că sunt disperați după bani. Organizatorii turnirului încă nu știu despre moartea lui Hector, ceea ce îi dă lui William o idee. Se preface că este Hector și va termina competiția. Întotdeauna și-a dorit să fie cavaler la turnirul și l-a ajutat pe Hector să se antreneze în trecut, așa că știe cum să lupte. Păstrând casca pe cap în permanență, nimeni nu va observa diferența. Roland nu este un mare fan al ideii la început, dar atât el cât și Watt decis să-l ajute oricum și să vadă ce se întâmplă. În timpul turnirului, William îi surprinde pe toți cu o victorie ușoară, câștigând un fulg de aur scump drept premiu. Mai târziu, trioul vinde fulgul și împarte banii în mod egal între ei. Cu toate acestea, William are o idee și ia banii înapoi, lăsându-și prietenii cu doar o monedă fiecare. El crede că pot continua farsa și devin campion, așa că banii ar trebui investiți în echipamente pentru a câștiga și mai mult. Roland și Watt nu sunt de acord cu ideea și chiar se ceartă cu William pentru a-și recupera banii, dar William nu renunță și în cele din urmă îi convinge să-l ajute. Trioul cumpără echipamente noi și petrece timpul până la următorul turnir, antrenându-se intens, până când William nu mai ratează nicio lovitură. O lună mai târziu sunt pe drum, călătorind către cea mai apropiată competiție când dau peste un bărbat gol. Este faimosul scriitor Geoffrey Chaucer, care a fost recent jefuit. William se prezintă ca Sir Ulrich, dar Geoffrey vede primiciunea lui și le oferă o înțelegere. Dacă îi oferă puțină mâncare și haine, îl va falsifica un patent de noblețe pe care William îl poate folosi pentru a intra în următorul turnir. Trioul este reticent să aibă încredere în Geoffrey, dar nu au prea multe opțiuni, așa că acceptă înțelegerea, în timp ce Watt se asigură că îl amenință pe Geoffrey cu violență extremă dacă îndrăznește să-i trădeze. Odată ajuns în oraș, sunt ușurat să constate că patentul fraze noblețe este acceptat de organizatori, iar William decide să-l angajeze pe Geoffrey Herald. În timp ce așteaptă să-i vină rândul, William o vede pe Lady Jocelyn în mulțime și se îndrăgostește de ea pe loc. Dorind să vorbească cu ea, urmează prin oraș, dar ea refuză să-i spună numele, iar William este în cele din urmă alungat când Jocelyn intră în biserică, iar el încearcă să facă același lucru în timp ce încă se află pe cal. După aceea, William câștigă cu ușurință primul său meci, dar începe să se îngrijoreze de starea armurii sale. Dintr-o dată, este întrerupt de bărbații care conduc circuitul local de pariu, care îi spun că trebuie să plătească pentru angajatul său. Că Geoffrey nu a fost niciodată jefuit, de fapt are o problemă cu jocul de noroc și va fi ucis dacă stăpânul său nu plătește. Ignorând reacția furioasă a lui Watt, William îi spune bărbaților să lase pe Geoffrey să plece, promițând să plătească după ce câștigă turnirul. După aceea, William participă și la luptele cu sabia, câștigând și acolo și dându-i Geoffrey șansa de a lăuda în fața publicului, folosindu-și cuvintele creative. Abilitățile lui William se dovedesc a fi reale și câștigă competiția cu sabia, așa că acum poate reveni la turniurile de cavalerie. Câștigă și acolo, dar armura lui se deteriorează, iar niciunul dintre fierari nu acceptă promisiuni de plată pentru a o repara. Nici măcar fierarul Kate nu vrea, dar William a auzit ce crede celălalt despre o femeie fierar, așa că o convinge să-i repare armura, sugerând că restul fierarilor au crezut că nu poate pentru că este femeie. Printre oamenii care se bucură de meciul de cavalerie se află și Jocelyn și domnișoara de companie Cristina, iar ele sunt abordate de campionul turnirului, Contele Ademar, care este și el interesat de Jocelyn. După ce se laudă cu armata sa care în prezent luptă în Franța și cu faptul că nu a fost niciodată învins, Ademar îi explică lui Jocelyn regulile turnirului, subliniind că diferite lovituri primesc punctaje diferite. Conversația lor este întreruptă de William, care vine să vorbească cu Jocelyn pentru a impresiona cu o poezie pe care tocmai a învățat-o de la Geoffrey. Din păcate, Ademar îl umilește în fața tuturor, așa că William trebuie să plece rușinat. Înainte de următorul meci, Geoffrey îl anunță pe William cu mult fast, inventând povești despre marele sale fapte. William luptă excelent, dar Ademar îi spune lui Jocelyn că nu are stil sau tehnică, deși recunoaște că faptul că nu-și protejează ochii cum trebuie îl face curajos. Adversarul lui William este rănit și știe că a pierdut deja, dar nu a terminat niciodată un meci înainte și ar dori să-l termine cu onoare. Plin de milă, William acceptă acest lucru și ultima lor cursă este egală intenționat. Adversarul se retrage, iar William avansează. Ademar crede că nefinalizarea adversarului îi face pe William slab, dar Jocelyn o vede ca pe o mare demonstrație de milă. Mai târziu în seară, Atomar îi trimite un mesaj lui Jocelyn spunându-i că va câștiga acest turneu pentru ea, dar ei nu-i pasă, deoarece știe că el câștigă lucruri pentru propriul său ego și că preferă ca femeile să fie tăcute. Ea este mai impresionată de faptul că William este singurul cavaler care nu a promis să câștige pentru ea, așa că poate îi va permite să-i câștige inima. A doua zi, Jocelyn îi trimite William pașmina ei ca un talisman de noroc și chiar îi permite Cristianei să îi spună în sfârșit numele.
ultimele. Ultima confruntare a lui William este împotriva lui Ademar și deși începe prin a câștiga cele mai multe puncte, Ademar decide să-l termine profitând de faptul că William nu-și protejează fața și lovește în cap, lăsându-l inconștient. În timp ce e inconștient, William își amintește zilele în care era copil și privea cavalerii dorindu-și să devină unul. Cei mai mulți oameni credeau că este imposibil pentru un țăran, dar tatăl său John l-a încurajat să creadă în visele sale. Când se trezește, William îl găsește pe Atomar ridicând pașimina lui Jocelyn și înainte de a-i o duce, îl provoacă pe William să-l caute în viitor după ce se antrenează mai mult. William totuși a câștigat turneul de spadă, ceea ce înseamnă că primește un premiu bun care îi permite să plătească pariorii și pe Kate. Vorbind de Kate, ea spunează că William a purtat armură care nu a fost făcută special pentru el și se oferă să-i facă una nouă în schimbul faptului că vor lucra cu ei la Paris. William o refuză nerăbdător să plece, dar Christian apare pentru a confirma că va participa la banchet, deoarece Jocelyn vrea să se îmbrace asortat cu culorile lui. Acest lucru îl face pe William să se răzgânească rapid despre plecare și după ce spune că va purta verde, grupul se apucă de treabă. Roland va pregăti hainele lui William în timp ce Jeff îl învață să danseze. Din păcate, lecțiile nu merg bine, așa că atunci când Kate îi găsește certându-se, William își cere scuze și o convinge să învețe mai bine. La banchet, William reușește să vorbească cu Jocelyn și să-i recite mai multă poezie. Atomar încearcă din nou să-l umilească, insinuând că poate dansa doar ca un țăran, dar William își arată mișcările și se integrează ușor în petrecerea dansantă, lăsându-l pe Atomar foarte frustrat. A doua zi, Kate are armura personalizată gata pentru William și chiar a marcat-o cu propriul ei logo. William ezită pentru că crede că armura este prea ușoară și mică, dar Kate spune că a găsit o nouă metodă de a reîncălzi metalul, ceea ce face ca armura să fie mai ușoară de purtat, dar la fel de rezistentă. Bărbații nu o cred, așa că fac un test, fiind incredibil de impresionați când William este lovit, dar nu simte nimic. O săptămână mai târziu, William participă la un alt turneu. Oamenii râd de armura sa mică și subțire, dar sunt prea repede contraziși când el câștigă cu ușurință prima sa confruntare. Jocelyn este acolo să-l privească, iar Ademar a venit și el să participe, dar se retrage când află că adversarul său este prințul Edward deghizat. Geoffrey aude despre asta și îl sfătește pe William să se retragă și el pentru a evita problemele cu regele, dar William observă cât de dezamăgit este Widar pentru că nimeni nu vrea să lupte cu el și decide totuși să meargă împotriva lui. Între runde, William îi spune lui Edward că știe cine este, iar Edward este impresionat că a decis să lupte împotriva unui prinț. William câștigă turneul totuși și este într-o stare de spirit proastă pentru că nu a reușit să-l învingă pe Ademar. Acest lucru îl face să izbucnească la Jocelyn că vine să-l invite la banchet, așa că Jocelyn pleacă supărată gândindu-se că este un necioplit. Trec săptămâni, timp în care William continuă să participe și să câștige turnee peste tot, dar tot nu ajunge să se confrunte cu Ademar, deoarece acesta a fost chemat la bătălia de la Poitiers. Dar chiar și în mijlocul războiului, Ademar cere vești despre turnee, devenind din ce în ce mai furios când vede că William le câștigă pe toate. Trecuse o lună de când nu o mai văzuse pe Jocelyn, așa că William scrie o scrisoare pentru a încerca să o recâștige. Nu este foarte bun cu vorbele, așa că Jeffrey o umple cu propria sa poezie și cu sentimentele pe care prietenii lor le împărtășesc despre vechile lor iubiri. Watt se ocupă de ducerea scrisorii la Jocelyn, care se trezește plângând de uimire la astfel de cuvinte dulci. A doua zi, aceștia se întorc la grup cu un mesaj de la Jocelyn pentru William. Ea promite să vină la Paris să-l vadă în turneu și îi trimite un sărut ușor pe buze pentru noroc. Mai târziu, Jeffrey decide că, deoarece Atomar nu va participa nici la acest turneu, ar putea să parieze pe victoria lui William. Între timp, William se întâlnește cu Jocelyn la biserica locală. Din păcate, Jocelyn devine repede dezamăgită, așteptându-se la mai multă poezie, dar în schimb, William promite să câștige turneul pentru ea, așa cum fac întotdeauna toți cavalerii. Obosită de această farsă, Jocelyn dă un ultimatum. Dacă vrea să-i dovedească dragostea, William trebuie să piardă numele ei. Furios de astfel de cerere, William iese trântind ușa bisericii, refuzând să fie un învins. Cu toate acestea, când începe turnirul, William se răzgândește și începe să piardă intenționat. Acest lucru îi nebunește pe prietenul lui, care cred că a nebunit pentru că se renaște din cauza unei femei și se îngrijorează pentru paurul lor, dar William îi ignoră. Din fericire, încăpățânarea lui dă roade, iar Jocelyn în sfârșit crede că dragostea lui este adevărată și între meciul o trimite pe Christiana să-i spună lui William că ar trebui să câștige turnirul pentru ea. William face exact acest lucru, știgând lui Jeffrey un sac plin de monede pentru pariurile sale. Seara, Jocelyn îl vizitează pe William în cortul său după ce acesta a lipsit de la banchet pentru că este prea rănit. Ea îi mărturisește că a aflat numele lui real după ce Christina i-a auzit pe prietenul lui vorbind, dar Jocelyn promite că nu-i pasă de unde provine și cei doi își petrec noaptea împreună. Câteva zile mai târziu, grupul călătorește la Londra pentru campionatul mondial. Majoritatea dintre ei nu au mai fost acasă de câteva luni, poate peste câțiva ani, dar pentru William au trecut 12 ani luni de când a fost
fost ultima dată aici. Își amintește clar ultima zi, era doar un copil, iar Johnny l-a dus la Hector să fie scutierul său, fiind dispus să se despartă de fiul său pentru ca acesta să aibă un viitor. William se temea că va uita cum se întoarcă acasă, dar Johnny a jurat că trebuie doar să-și urmeze picioarele. La deschiderea turneului, William mărturisește alături de ceilalți cavaleri și se bucură de admirația oamenilor față de el, văzându-se chiar pe sine în copiii care îi strigă numele. Jocelyn, bineînțeles, a venit să-l vadă în luptă, iar Ademar a intrat în sfârșit din nou într-un turnir. Promite să-l învingă pe William fără milă și să o câștige pe Jocelyn, prezizând că a început deja negocierile cu tatăl ei pentru a se căsători cu ea. După ce câștigă toate meciurile din prima zi, William își vizitează vechiul cartier. Cu ajutorul unui tânăr, Fan reușește să-și găsească tatăl care a devenit orb. La început, William se prezintă ca Ulrich, aducând un mesaj pentru John de la fiul său, dar John își dă seama repede și zâmbește mândru de fericire când își dă seama că acesta este de dragul său William. După ce împărtășesc o îmbrățișare și multe lacrimi, tatăl și fiul împărtășesc povești la un pahar, neștiind că Atomar l-a urmărit pe William și acum îi privește de la distanță. A doua zi dimineață, în timp ce William se pregătește pentru turnir, Jocelyn și Jeffrey vin cu povești proaste. Atomar a aflat adevărata lui identitate și acum așteaptă cu o duzină de gărzi regale să-l aresteze în fața tuturor. Prietenii săi vor ca William să fugă, iar Jocelyn este de acord, spunând că nu i-ar păsa să trăiască în sărăcia atât timp cât sunt împreună. Cu acestea, William refuză să lasă să-i fie luată demnitatea și decide să rămână mărșăluind cu capul sus și prietenii alături de el în arenă. Așa cum era de așteptat, William este imediat arestat și aruncat în închisoare. Atomar vine să profite de situație, lovindu-l repetat pe William în timp ce îl insulta și își bate joc de el. Mai târziu, William este pus pe ghilotină, iar prietenii lui se adună în jurul lui pentru a încerca să-l apere de o mulțime furioasă care continuă să arunce legumenii. Această confruntare se întruptă brusc de prințul Edward, care vorbește despre William cu un adevărat cavaler datorită milei și onoarei sale. După ce ordonă guerrilor să le libereze pe William, Edward spune că istoricii săi au descoperit că băiatul descinde dintr-o veche familie nobilă și îl înobilează pe loc numindu-l oficial Sir William. Turnirul continuă acum cu prințul și prințesa urmărind, dar nu se vede nici urmă de Jocelyn. Meciul final al lui William împotriva lui Ademar, dar nu începe bine. Atomar este un nemernic care trișează folosind o lance ascuțită ilegal pentru a-l înțepa pe William în umăr. Acum William este grav rănit și abia poate ține lancea, permițându-i lui Atomar să câștige multe puncte suplimentare. Atomar conduce să-l tacleze pe William, câștigând speranța când o vede pe Jocelyn sosind cu John. Disperat să câștige cu orice preț, William decide să-și arunce armura pentru a putea respira mai ușor și cere să-i se lege lancea de braț înainte de ultima cursă. Jeffrey își dă seama că nu a făcut o prezentare, așa că oferă un ultim discurs pentru a încânta mulțimea, reamintindu-le că astăzi un om de rând va învinge un nobil. Datorită diferenței de puncte, William face un singur lucru pentru a câștiga acest meci: să-l doboare de pe cal pe Ademar. Este cea mai dificilă manevră de turnir, dar William este hotărât și călărește țipându-și numele adevărat în timp ce lovește pe Ademar cu lancea. Tehnica sa se dovedește adevărată și Ademar cade la pământ, câștigându-lui William campionatul mondial. În timp ce John plânge lacrimi de fericire, iar Jocelyn se întâlnește cu William în mijlocul arenei pentru a sărbători cu un sărut, Geoffrey decide că va scrie despre ascensiunea lui William în cavalerie. Aceasta va deveni prima povestire din poveștile din Canterbury.